Bună ziua, dragi prieteni din Leu. Așa că nu mai știam unde sunt. La Leu sunt. Haideți să vedem. V-a ieșit aici, vă arăt prima dată, un cuțit. Uite-l aici. Stai că l-am încărcat puțin fonul. Așa, să știți că nu am Facebook. Puteți să mă contactați doar pe numărul de telefon care vi-l las. Îmi scrieți mesaj pe WhatsApp și atât. Și eu o să vă răspund când pot. Deci, va ieși cuțitul aici, pentru luna asta, dar arată în 2 săptămâni. O să scăpați de un pericol pentru că vă ajută un prieten. Poate nici nu vă dați seama că o să fiți în pericol. Poate că ceva se întâmplă și o să fiți feriți de un pericol, da? Deci, oricum, să fiți atenți, să nu faceți niciun fel de, nu știu, să nu vă urcați cu nimeni la, dacă, da, cu alcool la volan sau din astea. Așa. Va ieși demonii aici. Așa, au ieșit în partea a 3. În două săptămâni, o lună, asta poate fi. Nu faceți nimic care vă prostește doar pentru a vă distra, pentru că nu înseamnă că să nu te distrezi. Ba da, să te distrezi, doar cu atenție la ce faceți. Iarăși îmi spune... Să nu conduceți, să mergeți cu cineva care a băut, pentru că se poate să aveți un accident de mașină. Deci eu spun ce se vede și așa că dumneavoastră dacă vreți ascultați, dacă nu, nu. Așa, haideți să vă spun că va ieși copilul aici, tot aici în acest loc. Dacă vă arăt acum. Copilul aici, stai că am... aici. Uite-l aici. Asta. 2 săptămâni, o lună. Faceți o călătorie. Chiar dacă nu aveți de gând să mergeți, o să mergeți undeva. Nu este ceva scump. O să vedeți anumite... O să vă placă, o să vedeți o expoziție sau locuri noi sau un camping sau undeva unde... Să vă placă oricum această călătorie. Așa. Haideți să vă arăt în partea asta. O întorc iarăși. Femeia v-a ieșit aici? Întoarsă. Invers, da? Întoarsă. Arată în scurt timp, cam o lună. Arată că cineva vă uzează, vă folosește și pleacă. Deci vă întoarce spatele. Poate să fie cineva din relații, poate fi de la serviciu social. Poate cineva să... un coleg care să lucrați și să nu... Să vă întoarcă spatele, copiii care să vă ia banii și sunteți obosiți de prea multe cereri care vă fac copiii. Sau oricine altcineva. O să descoperiți multe lucruri, multe prin acest comportament descoperiți persoane, cum sunt persoanele cu adevărat. Și dați foarte mult la alții de la dumneavoastră. Da? Dați mai puțin, dar... Așa. V-a mai ieșit potcoava. Vă arăt acum. Uite aici. Potcoava. Arată în 6 luni. Dorințele vi se împlinesc. Deci poate aveți dorințe diferite.
Orice doriți este, se împlinește, este adevărat, poate să fie ceva material, să vă cumpărați o mașină, sau poate să fie să găsiți un serviciu care vă doriți, să schimbați serviciu, orice dorință aveți. Nu vă mai gândiți că nu se poate, că este greu, că nu. Nu puneți niciun fel de limite, da, de blocaje. Câteodată oamenii pun blocaje. V-a mai ieșit aici vulpea întoarsă. 2 săptămâni, o lună. Nu, să nu aveți încredere în anumite persoane. De exemplu, la serviciu, în familie, parteneri de afaceri, vecini, nu spuneți tot ce faceți la oameni. Da? Pentru că s-ar putea să pierdeți bani, afacere, să pierdeți sentimente, să fiți răniți sentimental. Da? Nu trebuie să mințiți, dar nu trebuie să spuneți tot sau mai ales ce nu este nevoie să spuneți. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.